În perioada 18-22 mai, Geoparcul Internațional UNESCO, Țara Hațegului, administrat de Universitatea din Petroșani, a trecut prin vizita periodică de revalidare, una care se face odată la 4 ani. Doi evaluatori UNESCO au verificat în teren modul în care geoparcul îndeplinește cerințele păstrării statutului de desemnare UNESCO și a calității de membru în rețeaua europeană și în rețeaua internațională a geoparcurilor pentru următorii 4 ani, iar premisele sunt pozitive. Am lucrat foarte mult, domnii au foarte mare experiență din reacțiile pe care le-am văzut, reacțiile sunt pozitive, nu dânsii judecă, dânsii doar încearcă să înțeleagă ce facem, cum facem și mai ales vrem să înțeleagă parteneriatul în care lucrăm, contextul social, economic, cultural în care se dezvoltă o parte Țara Hațegului și mai ales valorile pe care le are Țara Hațegului și pe care le prezintă în toată lumea. Iar felul cum lucrează echipa de management a geoparcului, susținută de Universitatea din București, în parteneria cu Consiliul, cu comunele, cu asociațiile locale, i-a impresionat foarte mult, pentru că au văzut o legătură foarte bună între ce înseamnă cercetare, educație, interpretare pentru turism și relația cu comunitățile. În urma analizei tuturor activităților, va fi realizat un raport ce va fi supus evaluării Consiliului UNESCO pentru geoparcurile internaționale la sfârșitul anului în curs, iar decizia finală va fi votată în biroul executiv al UNESCO în primăvara lui 2023. What we are doing now is our, let's say, ceea ce facem acum este munca noastră tradițională în cadrul UNESCO. În raportul pe care îl vom face, cu siguranță se va reflecta munca și îmbunătățirile substanțiale aduse de geoparc în dezvoltarea locală. Am observat în aceste 3 zile evoluția geoparcului pe baza unei dezvoltări de jos în sus. Am vorbit cu mulți localnici, primari, angajați și politicieni și este foarte important ca acest proiect să fie al comunităților locale și sperăm ca oamenii politici să susțină în continuare geoparcul. Are developed more and more, and this is a kind what we have to report to them. Primul pas a fost ca geoparcul să prezinte foarte multe documente. Am fost plăcut impresionat de volumul mare de muncă al echipei prin documentele pe care le-au pregătit. În timpul vizitei am avut impresia unui progres foarte mare în dezvoltarea geoparcului în ultimii 4 ani. Rezultatul revalidării va fi exprimat printr-un cod de culori. Geoparcurile pot obține un cartonaș verde însemnând păstrarea statutului UNESCO pentru următorii 4 ani. Un cartonaș galben semnifică existența anumitor disfuncționalități, iar geoparcul va avea 2 ani la dispoziție pentru a le remedia și va primi o nouă vizită de evaluare. Cartonașul roșu presupune pierderea statutului UNESCO, dar cei de la Geoparcul Țara Hațegului speră să-l primească pe cel verde. Ne-am bucurat zilele astea de să zicem, o primire entuziastă și caldă a oamenilor și sinceră a oamenilor pe care i-am întâlnit, a entităților cu care am discutat. Și noi zicem că o să fie, dar știți cum e, că o să fie pozitiv, dar la fotbal oricum nu există cartonaș verde, nu? Dar sperăm să fie un rezultat foarte pozitiv, pentru că eu spun că Țara Hațegului merită și România merită acest rezultat pozitiv și noi facem împreună tot ce putem. Dacă în urma revalidării geoparcul își păstrează statutul internațional, județul Hunedoara rămâne singurul din țară care are pe teritoriul său 3 desemnări în 3 programe majore ale UNESCO. Cetățile dacice din Munții Orăștiei, pe lista Patrimoniului Mondial, Parcul Național Retezat în programul Omul și Biosfera și Geoparcul Țara Hațegului în programul internațional pentru geoștiințe și geoparcuri.